un radical de 3 la tangente 30 gradi. Ma e cu tot internet. E cu tot internet. Dar dacă internetul nu l-ai, la casă nu se poate să se sau la instalare. Face cu... Dar ce e tangenta de 1? E ca atâta... E simple cost? Da. E simple cost? Da. Și simt de 30 de grade? Da. Știi cost de 30 de grade? Nu știe. Pe cost de 30 de grade. Măi, deci dacă nu știi tangenta cât e ca și valoare, e sinus de 30 de grade pe cosinus de 30 de grade. Păi cât e sinus de 30 de grade? Deci la tangenta de 30 de grade este ca un sin de 30 de grade că știut. Ca să știi, doamnă. Supra cost de 30 de grade. Este 1 pe 2 aici, nu la sinus. Radical din 3. Radical din 3 de 2 e inversă la sinus, deci așa. Și cosinus de 30 grade cum? Deci tangent de 60 radical. Nu, nu, uite așa cum face domnul profesor. Și cosinus de 30 grade radical din 3 pe 2. Cosinus de 30 grade radical din 2. 2 cu 2 simplificăm. Și face 1 pe radical din 3. Și raționalizăm. Face radical din 3 pe 3. Deci a zis bine, Maria. A zis bine. Bun, cine a greșit? Hai să vedem unde s-a greșit. Acum e o greșeală undeva, nu? Deci, ce spunem în Pitagora? Pătratul ipotenuzei, da, 6a la pătrat, 6a... 6a tot la pătrat. Asta e 3a și asta e 6a. Da. 36a pătrat egal cu 9 plus 9a pătrat. Așa am spus, da. 25. Păi da, a pătrat egal cu 9 pe 25 acolo. 36 minus 9. A pătrat. E 9 pe 27 a pătrat. 26 a pătrat minus 9 a pătrat face cât miră? Da, știi că nu... 36 minus 9? Hai, nu. E 27. 27 a pătrat. Și din 27 a pătrat egal cu 9. Nu a pătrat e 9 pe 27. Atunci, de aici vine a pătrat egal cu 9 supra 27, simplificăm prin 9 și face 1 pe 3. Gândi a egal cu plus minus 1 pe radical din 3, raționalizând, plus minus radical din 3 pe 3. Vedeți? Deci am ajuns la a-ul care trebuie corect găsit. O simplă greșeală. Am schis 25, pătratul șerit. Păi foarte rapid, dar aceste lucruri... Dar tot ce? Nu, n-am văzut că era mai de trecut tangenta asta, de ce nu știți că e sim pe cos. Da. Așa se întâmplă și la lucrare. Exact, știu. Deci asta vreau să spun. Și la lucrare mergi foarte repede, îi greși ceva, ți-o dat plus minus 3 pe 5, mergi mai departe, iată că un control dublu, dacă știai bine tangenta acolo, intră în contradicții, știți, trebuie de ce. Eu am mai făcut-o, am să vă mai fac încă o dată. Și cel mai rapid lucru este să știți mecanic, dar așa cum am spus-o de atâtea ori, atâta informația acumulată, pusă una peste asta, una peste alta, fără a înțelege partea logică, riști foarte tare să greșești. Dar nici măcar asta, nu profesor, că tangenta e sim pe cos, adică... Păi, și aici vreau să spun, măcar să știi pe sim și pe cos, că și cum găsești tangenta e sim pe cos. Dar insistăm încă la treaba asta. Miruna, pe trunchiul de 30 de grade am desenat un cerc, grază 1. Deci lungime 1, 1 metru, 1 kilometru, 1 centimetru, 1 decimetru, 1. Rază 1. Deci rază e alt punct. Adică O, A, A prim, B, B prim. Și ca să formez unghiul de 30 de grade, O, A este una din laturile unghiului, iar altul îl împart în 3 și atât că a făcut 30 de grade. Asta e unghiul de 30 de grade. Deci, îmi închipui că punctul M a fost undeva în A și a urcat până în poziția asta pentru a face deschizătoare de câte grade a spus de 30 de grade. În triunghiul ăsta, dacă cobor pe, ca să găsesc coordonatele, cobor perpendiculară și îmi scrie M în punctul ăsta. O e M1,
este o catetă a triunghiului de tunghic și M1 este cealaltă catetă a triunghiului de tunghic. De fapt, ăsta este Y-ul, dacă trebuie și ne gândim, și ăsta este X-ul, nu? Punctul M de pe cerc. Și în triunghiul ăsta, ar vrea să notez cu alfa. Haideți, merg cu alfa să vedeți cât e, sau să vă 30. În triunghiul acesta, aplic sinusul, care e cateta opusă, supra ipotenuză. Deci sinus de 30 grade, sau dacă ai fost alfa, n-are importanță, egal cateta opusă, M1, supra ipotenuză, care este OM. Dar OM, cât e de mare, am zis eu? E raza cerului. E 1. Și atunci rămâne M1. Deci sinusul este mărimea acestuia. M1. În triunghiul B, MO, BMO, ce fel de triunghi este BOM? Chiar echilateral. Pentru că urma sunghiul ăsta, el este isoscelic din cauza cu OM este cât o pere. Da? Și fiindcă 60 grade, echilateral. Unde pică înălțimea dusă într-un triunghi echilateral? Chiar pe mijloc. Da? Și cât era asta de mare? Unu. Unu. Și atunci, cât e asta de aici? Unu pe doi. Nu cumva asta e tocmai asta de aici? Deci, atenție, în cercul ăsta așa deștept, construit cu rază de 1, totdeauna, pentru un punct de pe cerc, Y-ul este sinusul. Deci, Y-ul punctului de pe cerc este sinusul. Deci, sinusul de 30 grade este. Da? Iar cosinusul va fi cateta alăturată supra ipotenuză. Deci cos de 30 grade egal cateta alăturată, care este OM1, supra OM. Și care îi? OM fiind de 1, OM1. Dar cine este OM1? Este X-ul punctului de pe cerc. Deci aici este cosinusul de 30 de grade. Care se află repede, dacă asta este din 1, din 1 scădem pe 1 pe 2 la pătrat, face 3 pe 4, radical de 3 pe 4, face 1, radical de 3 pe 2. Deci, notați-vă asta ce v-am spus acum, spuneți, într-un cerc de rază 1, într-un cerc de rază 1, pe care îl poți face oricum din pe un colț de hârtie acolo la tine, într-un cerc de rază 1, Y-ul punctului de pe cerc este sinusul unghiului. Y-ul punctului de pe cerc este sinusul. Iar X-ul este cosinusul unghiului de pe cerc. Și odată știut asta, cum fac eu? Cum dețineți în minte? Dețin așa în minte. Deci, fac repede cercul. Vă rog să faceți și voi. Când aveți nevoie de așa ceva. Și ai făcut așa cerculețul ăsta. Și ți-ai dus, te duci la 30 de grade. Nu? Fac abstracție că l-am găsit acolo. 30 de grade. Am spus că coordonatele acestui punct sunt pe locul de cosinusul și pe urmă sinusul pe locul 2. Deci cosinusul este X-ul. Ăsta e sinusul, da? De 30 grade s-a întâmplat aici. Și aici, sigur că tot de 30 grade s-a. Și acum, dacă Y-ul este atâta, se vede că e jumătate din tot 1. Deci 1 pe 2. 1 pe 2. Iar cosinusul prin Pitagora l-am aflat, radical de 3 pe 2. Și tangenta e simplă, cum spunea mai înainte, tangentă de 30 de grade, e, dar îl știi pe ăsta perfect. Sin, tangente de sin pe cos, sinus de 30 de grade,
suprașezi trei etape. Și care înseamnă cât vine? 1 pe 2 supraradicale 3 pe 2. 1 pe 2 supraradicale 3 pe 2. Și fac și 2 pe 2 și vine 1 radical din 3. Fac și radical din 3 pe 2. Altfel ca să mai țineți minte, dacă duc tangenta la cer în punctul ăsta și prelungesc pentru 30 de grade, tangenta în triunghiul ăsta este cateta opusă supra cateta alăturată. Dar cateta alăturată este din 1 acum. Și asta e tangenta. E mai mică decât 1. Da? Radical din 3 pe 3 e mai mic decât 1. La 45 de grade, când mă duc la 45 de grade, împart arcul ăsta în două, tangenta la 45 de grade este toată asta, lungimea segmentului ăsta. Care e cât ăsta? Aici este un pătrat format. Atunci, de ce e tangenta de 45-ul? Iar sinusul e dat cu cosinusul la 45. Că la 45 când duc asta așa, asta este, am zis ce? Este sinusul. Asta ce este? Cosinusul. Sinusul e egal cu cosinusul. Și că este acolo, adică 2 pe 2. Împreună, pătrate, tot fac 1. Eu spun asta, și am mai făcut de vreo două ori până acum, pentru că asta este miezul trigonometriei. Mâine, când veți face trigonometria în clasa a noua, pe cercul trigonometric faci toată trigonometria. V-am povestit ce mi s-a întâmplat mie, trigonometria specială în clasa a 10-a înainte, și când m-am trezit, nu știam mic la trigonometrie, și am pus mâna și am făcut eu trigonometria de unul singur, și m-am înțeles-o atunci în clasa a 10-a, am predat-o la antelor. Cercul trigonometric este secretul. Cercul de razul. Și aici toate unghiurile știi și tot, reprezentare, tot merge pe cercul trigonometric. Așa că mă întorc și spun, aici problema a fost finalizată, pentru că am știut în ghilimele tangenta de cât de 30 de grade. Dacă nu pus unghiurile sub altele, da, este memorial, este mecanic făcut. Da, e mecanic, dar dacă nu ții minte de 30 de ani și tu poți să ții minte. Da. Fiecare și-a găsit o rețetă în felul... Când se găsește într-un fel, nu? Într-un fel de memorare. Însă, pe ce insist eu, este pe partea asta a înțelegerii concrete, cum se... Dacă îl dă la lucrare mâine, n-are timp ca să nu știe. Trebuie să știe valoarea, că nu are timp să rezolve. Nu, eu altceva spun. Da. Pe memorie le-a învățat în fiecare dată. Se uită, normal, da. Și apare situația aceea când uiți, da. Dar dacă ai șansa să te înțelegi cum ți-ai făcut cercul trigonometric, nici nu ți-l mai faci. Ai deja în minte că sinusul este Y-ul, iar cosinusul este X-ul. Și dacă ai asta în minte, la 30 de grade, e clar că Y este jumătate din 1, din Y, nu? Din de-aia 1 pe 2, la 30 de grade și totul merge foarte bine. Deci, eu tot insist. Sigur că voi faceți ce credeți voi, că e cel mai bine. Dar eu insist pe treaba asta pentru că am un motiv. Problema 50 de la 23. 50 de la 23. Știți ce se întâmplă? Eu mai fac un jumătate de minut. Când la școală se merge foarte mult pe partea mecanică, ei au reflexul ăsta din memorare din urmă, din anii în urmă, ei nu înțeleg matematica înseamnă așa o înlățuire perfectă a lucrurilor. Deci, pe baza memoriei, nu poți merge la mea, ci nu mergi, ai nesiguranță. Pentru că sunt multe lucruri de învățat și azi înveți cu un leu specialat. Da? Dacă mă înțelegi, se întâmplă cum mi se întâmplă mie. Da? Cum fi. Se consideră funcția F și depinde pe F valorii de F. Unde F de X este egal cu 1 pe 2 ori X minus 1. 1 pe 2 ori X minus 1. Arătația există. R mic aparține lui R mare. Deci arătați. Există R mic. Există R mic aparține lui R mare. Da, astfel încât, F de el minus alfa. F
Iată din alfa, e egal cu F de F plus alfa, nu? Este egal cu minus F de F plus alfa. Minus F. Minus în fața 1. Minus F de F plus alfa. F plus alfa. Orică ar fi alfa parțial de F. Reacția imediată ce? Deci n-am înțeles. Ce e alfa? Cu număr. Adică alfa la care să nu punem mai mic. Sau minus sau orice. Y este deja. E un număr. Nu e un unghi, asta zice. Nu, nu. Alfa este un număr. Hai să nu știu altceva. În loc de alfa, amic. Cu mă. Mă. Cum îmi faci? Mă faci așa? Mă. Mă. Am un prieten de acolo, nu? Am pus la cu chestia asta, nu aveau să. Nu ne certeam. Deci, se arătă cu F de R minus M, egal cu F de R... Minus F de... Minus F de R plus M, oricare ar fi M real. Nu mai știu să văd pe F de R. Arătați că există R. Trebuie să-l găsim. Arătați că există R. Da. Dar nu, nu-l ghicim. Ci înlocuim F de R minus M, facem... Da, dar înlocuim F în rețetă, nu? Da, 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 da. Deci F de... E minus alfa. Minus egal cu 1 pe 2. 1 pe 2. Pe lângă iar minus mai. Minus 1. Minus 1 și egal cu E pe 2. Minus... Face? Deci egal cu dacă lucrăm, nu? R minus R. Supra 2. Minus 2. Am și-am face arătă. Tot pe 2. Bine? Da. Și acum am și picioare, nu? F de? Minus F. Sau facem F și punem F. Și tu mulțim cu minus 1. F de R plus 2 plus M. F de R plus M. Este egal cu 1 pe 2 plus R plus M. Minus 1. Și e egal cu R plus M minus 2 pe 2. R plus M minus 1, tot cu F. Minus 2. R minus 2. Minus 2. Acum, asta nu mai pot traduce altfel, Mirna. Poți să zic duc în stânga și pe egal cu 0? Da. Deci F de R minus M plus F de R plus M egal cu 0, oricare ar fi M real. Bun, și acum știm mulțimea asta cu minus 1, ca asta e ideea minus... Bun, dacă sau lăsăm așa, o lăsăm așa, că de mai acolo. Am dus-o în stânga. Bun, și acum să vedem. Locuim, da. Deci ce ar înseamnă așa? R minus... Asta spune, e echivalent. Asta scrieți-o. Da. Echivalent. Vezi cu tot cu oricare fi în real. R minus... M minus 2. R minus M minus 2. R minus R minus 2 supra 2. Stau acolo din nou, că am două sunt supra 2 și... Da, de acord, plus... Plus... unde e? R plus M. E egal cu 0, nu? Da. 2 nu are nicio rost. Deci R plus M, 2 R. Minus M, se... M cu minus M se duc, minus 2, 2 R minus 4. Deci vine 2 R. Minus 4 egal cu 0. 2 R egal cu 4. 2 R minus 4 pe 2, Miruna. Nu, că am renunțat la 2, că primi egal cu 0, da. Deci 2 R... Minus 4 egal cu 0. R egal cu 4, R egal cu... R egal cu 2. 2. Am avut baftă că a dispărut M-ul. Atenție. Dacă însă ar fi fost după calcul M pe lângă R plus 5 plus 2 R plus 7 egal cu 0, să-mi închipe de așa se întâmplă după calcul. Și așa asta e adevărată, oricare ar fi, e real. Deci aveai așa, adevărată, oricare ar fi, e real. Oricare ar fi, e real, deci o dăm în, dar ați mai spus, o dăm în... Adică trebuie să dispară contribuția lui M. M, plus, o dăm pe R, fac comun. Nu, păi, tocmai, e dată, e aranjată de mine, așa, fel. Încât relația asta să aibă rost tot timpul, indiferent de ce M va-i pune tu. Adică M să dispare contribuția lui M în relație. Și ca să dispare, trebuie să fie minus 5. Asta. Deci ca să dispare,
E R plus pi minus 5. Asta coeficientul fie, da, 0 și deci rezultă altfel. Când se lucrează, probabil se întâmplă atât de plus 2R egal cu minus M ori 5, ducă partea cealaltă, minus 7, să zic. Nu știu din ce motive, acolo, din egalitatea funcției acelea, se întâmplă așa ceva. Și ca să fie adevărat în timpul, știi? Da. El a fost dus așa și m-am aranjat așa. Și ca să fie tot timpul adevărat, înseamnă coeficientul lui M de aici, R, să fie egal coeficientul lui M din partea asta, cu minus 5. Deci R egal cu minus 5. Ca egalitatea ce s-a gros. Și 2 R egal cu minus 5. Așa e, trebuie să fie neapărat mulțirea, trebuie să fie 0. Da, ca să dispară, să spune, indiferent ce e. Asta este esențial. Oricare ar fi M. Contribuția lui M să, fie, să nu existe. Atunci coeficientul să fie egal. Știu, dar mai da. Adică cred că au înțeles aici. Da. Vreau să puneți întrebări acolo unde lucrurile nu mai sunt clare. Exact. Păi, și zic că e deja la 7 stele și le dă test și e din 7. Dar nu sunt 7 de ele, nu? Nu. Și îi aduce domnul profesor ca să plecați în exerciții în rezolvare. La asta acum vă aștept pe voi, mă conduce voi și tot ce spuneți voi scriu de tată. Mă fac de toate baftele. Da, așa fac. 51 de la pagina 25. 51 de la pagina 25. Se consideră funcția f definită pe f valori în f. Definită pe f, f valori în f. Unde f de x egal cu a x plus b. Iată, nu știu de ce, da? A și de numerele reale. A, b. Numerele reale. Și numerele reale x1 și x2, unde x1 este mai mic decât x2. Deci, în afară de faptul așa, mai avea și mențul. Precizarea că x1 mai mic decât x2 și că sunt numere reale. X1 și x2 sunt numere reale și ele. Arătați că, amic, arătați că f de x1 este mai mic egal decât f de x2 dacă și numai dacă a mai mare egal ca 0. Corect. Deci, traducem relația asta. E de x. Dar de ce este așa? Pentru că vom descrie x cu x1. Face a, x1 plus b. Ar trebui să arătăm că x1 plus b e mai mic, mai mai scrie și că f de x2. A scrie și că f de x2. Sau a, x2 plus b. Așa. Cum a și b sunt egale? Da. X1 e mai mic decât x2. Da. Rezultă că alea sunt mai mici. Rezultă că f de x1 e mai mic de f de x2. Tot timpul? Dacă aș vezi te care? Da. Ce știm? Că x1 e mai mic, da? X2. Ce trebuie să arătăm noi? Că f de x1 e mai mic egal decât f de x2. Ca să fie egal, ar trebui ca x1 să fie egal cu x2. Da. Uite, am două variante. Sunt care după asta să locuiesc pe f de x1, pe f de x2. Și să vedem ce devine. Deci, f de x1 mai mic egal decât f de x2. Dacă și numai dacă, asta, s-o scrie ax1 plus b mai mic egal decât ax2. Adică nu vrei pe f de x2, pe f de x2 plus b. Scădem un b peste tot și dacă și mai dacă, vine ax1 mai mic egal decât ax2. Învățim la echivalent cu x1 mai mic egal decât x2. Hai să ducem pe
Aici stă în stânga. Bine. Și vine ce? A-X2. Nu vreau să te repet, Miruna, vreau să înțelegi. Tu aici ești să împărțim prin A. Când m-am înțeles, varianta care doar cu 0, nu? Nu, A e diferit de 0, când am înțeles. Apoi nu, a scris, e mai egal ca 0. Este scris, nu? Da, uite, dacă și mai dat, A mai mare e egal ca 0. A, așa. Deci puteam să împărțim prin A, nu? A, putem împărți prin A. Și ce rezultă de aici dacă împart prin A? X-ul nu mai e mic egal decât X-ul. Tot timpul? Adică când se păstrează sensul inegalității la împărțirea prin A? Când, dacă A era negativ, nu se păstra, era... Dar A nu este negativ. Dar din ce-o spus? Păi uitați acolo, A mai mare e egal. Păi nu! Dacă are loc asta, să aibă asta. Păi da, și noi am zis că are loc, acum facem... Deci are loc și aia. Noi știm atât, X-ul mai mic X2. Da. Și dacă o delegăm pe asta, să fim obligați să iese pe aia mai mare ca 0. Noi știm că X-ul mai mic ca X2. Știm. Știm. Că X-ul mai mic ca X2. Noi desartăm ca X-ul mai mic egal ca X2. Dacă o folosim și pe asta, atunci se rezultă că ai mai mare egal decât 0. Deci dacă o folosim și pe aceea, atunci asta e mai mare decât 0. Că noi pe asta o știm, pe asta, dacă o folosim, deci cam în două folosim, trebuie să ne ducă spre A pozitiv. Păi eu nu știu o chestie, dacă zici așa, AX-ul să fie mai mic egal ca AX2, mai mic știm de ce, că AA și X-ul e mai mic ca AX2, rezultă că AX-ul e mai mic ca AX2, de asta o știm. O știu, domnul Petru, că spune. Dacă A e negativ, nu mai este mai mic. Asta e. Deci dacă A e negativ, nu mai este adevărat. Cu alte cuvinte, cum încercam eu să duc în stânga, se întâmpla să fie așa. AX1 minus AX2 mai mic egal decât 0. De fapt, echivalent cu scrierea A pe lângă X1 minus X2 mai mic egal decât 0. Da. La care am că X1 mai mic ca X2, da, X1 mai mic ca X2, care se scrie echivalent cu X1 minus X2 mai mic ca 0. Da? X1 minus X2 mai mic ca 0. Da. Și atunci, avându-l pe acestea, când se întâmplă așa? Când la mulțire, că asta e cu minus, cât ori cât se facă A, cu minus? A, zero. Cât ori cât se facă cu minus, fiindcă asta e cu minus? A, la zero încolo. A, fie pozitiv, da. Deci, numai atunci, da? Deci asta ne duce spre A mai mare egal decât 0. A mai mare egal decât 0 și dacă e 0, vine egalitate aici. Mm-hmm. Cel mai corect era să facem așa. Știm că altă soluție, de soluția a doua, care este cea mai clară, știm că X1 mai mic ca X2. Noi punem ochii A, F de X1, A, X1 plus B și A, X2 plus B. Înmulțim aici cu un A. Dacă două ani, dacă A mai mare ca 0, A mai mare ca 0, A cum ce rezulte? AX1 mai mic decât AX2. A mai mic ca 0. Deci dacă A mai mare ca 0, se întâmplă așa. Da. Mai mare e egal decât 0. Și atunci e egal și aici. Da. Adunăm un B peste tot, știți de echivalent. Da. Cu AX1 plus B mai mic egal de AX2 plus B. Da. Și asta e echivalent. Cine este asta? F de X1 mai mic egal decât F de X2. Și atunci, iată... De ce mai mic egal? Nu doar mai mic? Păi, F de X1. Am pus și egal, dacă am luat pe A și egal cu 0. Mm-hmm. Da? Deci am plecat la X1 strict mai mic ca la X2. Și când mulțim cu un A pozitiv, se păstrează sensul inegalității, da. X1 și X2. Iar dacă mulțim cu un X negativ, se schimbă sensul inegalității.
Dar nu este mai pe varianta cu A mai mare ca 0, ca așa trebuie. Știi da. Ce? Asta e întrebarea mea, mai scurtă. Deci acolo aveam doar mai mic. Deci am pus mai mic egal după ce am... Păi dacă am pus cu A mai mare egal cu 0, da. Dacă e și 0, la mulțirea cu 0 devine egalitatea asta. 0 oriceva, egal cu 0 oriceva. Da, înțeles. Deci există și posibilitatea ca să fie 0. Deci punând cu A mai mare egal decât 0, am avut și mai mare egal. Inegalitate. Și s-a păstrat și am ajuns la fx1 mai de fx2 care înseamnă dacă și-o mai dacă aici. Da? Dacă și-o mai dacă. Și este exact ceea ce s-a cerut de la formă. Da? Dacă au e negativ. A, x2 e mic. Dacă a mai mic e egal de 0, atunci înseamnă că a x1 a x1 mai mare egal. A x1 mai mare egal. Să schimbusez. Mai mare egal decât a x2. Ca să fii tot mai mic. Bine. Îți place ție să vezi așa, da, dar... Plus, plus B peste tot. Și atunci vine F de X1 mai mare egal decât F de X2. Deci punctul B la negreșiților ar fi fost așa. Arătați că dacă F de X1 mai mare egal decât F de X2, atunci... F de X1 este mai mare decât F de X2, dacă, dacă A este mai mare decât... A făcut punctul B. Da, punctul B. Și într-o singură, să zicem, demonstrație, s-au aflat și punctul A și B. Plecând la X1 mai mic ca X2, când înmulțim cu A pozitiv, se păstrează sensul inegalității, cu A negativ se schimbă sensul inegalității, construim ce înseamnă F de X1 mai maturat un B, și, și F de X2 apare, și atunci apare F de X1 mai mic egal, sau F de X1 mai mare egal din F de X2. În final, am văzut de pe sunt exact. Da. Ne oprim aici. Din nou am discutat despre funcții. N-a fost nimic deosebit aici decât descoperirea funcției, a legii de corespondență, a rețetei în niște condiții date, că trece pe niște puncte, că face un anumit unghi, că nu știu ce, că nu știu cum. În final, cam asta. Și aici a fost vorba de monotonie, hai să vă spun. Adică atunci când au e pozitiv, se păstrează sensul dintre X și între imagini, că F de X1 și F de X2 sunt Y care apar. Deci dacă X1 mai mic ca X2, și Y la fel se organizează. Y1 mai mic decât Y2. Adică șirul de Y va fi și el crescător, pe cum sunt X. Deci funcția e crescătoare. Dar dacă au e negativ, funcția e descrescătoare, într-un limbaj. Deci asta înseamnă așa. Când au e pozitiv, graficul arată așa. Deci, sub forma asta, asta când am Y egal cu AX plus B cu A mai mare ca 0, așa arată graficul. Iar dacă va fi cu varianta Y egală cu AX plus B cu A negativ, funcția arată așa. Graficul arată felul ăsta. Descrescând. Adică aici, în timp ce aici cresc, Y care apar negativ la... Deci funcția e crescătoare. Și acolo e descrescătoare. Și chiar ca imaginea graficului. Dar o să mai discutăm asta. Și aici a fost, repet, teoria de la monotonia funcției de gradul 1. Pusă ca ieșit. Sinteza, vă de? Funcția a fost toată povestea asta. Cu determinarea legii de corespondență, determinarea legii de corespondență, în condiții date. Deci determinarea legii de corespondență în condiții date. S-a mai discutat despre monotonia funcției de la întâi, de la și am și discutat un pic despre funcțiile de trigonometrie și pentru unghiuri mai importante. Funcții
trigonometrice pentru unghiul important. Aici, în condiții date, că trece prin două puncte, nu? Ce înseamnă că trece prin două puncte? Asta este esențial. Faptul că trece printr-un punct înseamnă coordonate, verifică relația. F de X-ul respectiv al punctului egal cu Y-ul punctului. Aia e relația. Și trece prin două puncte înseamnă că ai două relații. De acum, intri în ce înseamnă lucruri pentru cele două relații. Găsirea celor doi parametri A și B în urma traducerii celor două condiții. Că treci prin A și prin B. Da, sigur, lucrând, vă dați seama și exerciții sunt din ce în ce mai frumoase, mai interesante și repetăm toată materia de urmă. Ați văzut și cu radical, și cu conjugata, și cu formula aceea cu radical compus. Putem să ne amintim și asta, nu? Da, da. Formula pentru radical compus. Ce e cel mai esențial pe care l-am transmis și de data asta este că nu prea mult memorarea mecanică. Nu prea multă. Sigur că îți trebuie să un serifor. Nu te apuci. Mai mult lucru. Să lucrezi mai mult cu creionul mână. Sigur că da. Sigur că îți trebuie să o serie de rezultate. Dar dacă te bazezi pe prea multe rezultate care sunt aruncate acolo și nu sunt legate între ele, există riscul fantastic ca să poți să folosești un rezultat greșit. Și atunci te întreb, am făcut, dar am niște o chestie, am niște o formulă, e dat totul peste cap, care e altceva. Deci, la matematică e foarte interesant, foarte frumos, dar primim mult antrenament, zi de zi, muncim, și iar muncim. La revedere! La revedere! Like și share și partea celălalt. Nu mai aduc, nu mai zici.